Bună ziua, copii! Sunt stratulata Alina Mihaela și împreună astăzi continuăm incursiunile noastre în studierea istoriei. Astăzi, copii, vom studia și vom afla informații despre izvoarele istorice. Am aflat, copii, ora trecută că istoria este știința care studiază evoluția societății omenești de la apariția omului și până în prezent. Fiecare popor are o istorie proprie, specifică spațiului în care acesta a trăit. Reconstituirea istoriei se realizează, copii, cu ajutorul dovezilor sau, spunem noi, cu ajutorul izvoarelor istorice. În funcție de tipul de informații pe care ni-l oferă, aceste izvoare pot fi scrise sau nescrise. Descoperirea izvoarelor istorice se face de către arheologi, care, în urma săpăturilor arheologice și a analizelor de laborator, furnizează informații importante istoricilor. Multe dintre aceste descoperiri, dragi copii, se păstrează în muzee, în biblioteci sau în arhive. Haideți să începem să descoperim și să vedem care sunt izvoarele istorice. Să le luăm pe rând. Izvoarele scrise, copii, sunt documentele, hărțile, inscripții, monede, legi, scrisori, manuscrise, cronici sau letopisețe. Analizăm imaginea și descoperim câteva dintre izvoarele scrise care au fost păstrate și sunt păstrate în muzee. Avem monede, avem hărți, avem inscripții, avem manuscrise, avem steaguri. În categoria izvoarelor nescrise intră armele, podoabele, vasele, uneltele, ruinele vestigiilor istorice. De asemenea, analizăm imaginea și observăm câteva dintre izvoarele nescrise descoperite și unele dintre ele păstrate în muzee. Cele mai vechi izvoare istorice, unelte și arme, din spațiul Republicii Moldova au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice de lângă localitatea Duruitoarea Veche din raionul Râșcan. Alte izvoare istorice au fost scoase la lumină în satul Hanska din raionul Ialoveni. Toate aceste descoperiri arheologice de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul nostru istoric, sunt păstrate, copii, cu mare grijă la muzeele din Chișinău. În satul Hanska, în anii 60 ai secolului 20, arheologii au descoperit, copii, urmele unei așezări umane cu o vechime de peste 500 de ani. Nu de puține ori sunt convinsă că ați auzit și voi vorbindu-se despre cultura Cucuteni-Tripolie. Aceasta este una dintre cele mai timpurii civilizații din Europa. Denumirea provine de la localitățile din preajma cărora au fost descoperite pentru prima dată. Localitatea Cucuteni, care se află în apropierea orașul Iași, în județul Iași, și Tripolie, în Ucraina. Civilizația aceasta, copii, se întindea pe un vast teritoriu în regiunea munților Carpați până la cursul mijlociu al râului Nipru, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, României și Ucrainei. Teritoriul Republicii Moldova se afla în centrul acestui areal. Civilizația Cucuteni are, copii, rădăcinile în culturile anterioare. Reprezentanții civilizației cucuteniene aveau ca ocupație principală agricultura și creșterea animalelor. Ei cultivau grâu, orz, mei, mazăre, cânepă și viță de vie. Un grad înalt de dezvoltare a atins prelucrarea ceramicii. Vasele cucuteniene sunt foarte frumos ornamentate cu desene în culori. Pentru a o face mai rezistentă, olarii ardeau ceramica în cuptoare speciale. Culorile predominante pe ceramica cucuteni sunt roșul, albul și negrul. O altă îndeletnicire a celor din civilizația Cucuteni-Tripolie era, copii, țesutul. Ei practicau țesutul stofelor din fire de lână, de oaie sau din fire de cânepă. Acum, după ce am aflat care sunt izvoarele scrise și nescrise, haideți să ne jucăm puțin. Încercuiți
varianta corectă, adevărat sau fals. Eu am să vă rog să îmi șoptiți fiecare și neapărat pe ecran am să iau și am să realizez ceea ce voi îmi spuneți. Oamenii au fost mereu interesați de viața strămoșilor. Adevărat. Prezentul este cercetat în baza izvoarelor istorice. Fals. Noi cercetăm trecutul în baza izvoarelor istorice. Izvoarele scrise sunt hărți, manuscrise, monede. Adevărat. Odată cu inventarea scrisului, oamenii au început să noteze cele mai importante informații. Adevărat, pentru că odată ce a apărut scrierea, oamenii au început a scrie tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. De fapt, lucrurile importante, lucrurile de bază care meritau a fi transmise generațiilor următoare. Grupați acum copiii imaginile corespunzător în cele două rubrici, izvoare scrise și izvoare nescrise. Avem în prima imagine un vas din perioada cucuteniană. Îl vom grupa, bineînțeles, la rubrica izvoare nescrise. Inscripțiile le vom grupa, deci avem o piatră funerară. Inscripțiile de pe această piatră oferă informații despre perioada în care s-a desfășurat evenimentul respectiv. O vom duce unde? La izvoare scrise. Avem ruinele unei cetăți, a unui oraș, îl vom duce la izvoare nescrise. Podoabele, deci iată aici în imagine avem o brățară dacică, vom duce această imagine la izvoare nescrise. Harta o ducem la izvoare scrise și avem o scrisoare sau o fotografie dintr-un letopiseț, îl vom duce la izvoare scrise. Ne-am descurcat bine până aici. Am să vă transmit acum la final de lecție ceea ce ne-a spus Constantin Dobrogeanu Gherea. Istoria ne învață multe, cu condiția să pricepem învățăturile ei. Pe curând!